La Ploiești a început distribuirea formularelor pentru acordarea subvențiilor la căldură în sezonul rece noiembrie 2012-martie 2013. Reprezentanții legale ai asociațiilor de proprietari sunt așteptați în acest sens la sediul Dalkia pentru a ridica formularele tipizate în vederea completărilor în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 8-15:30. Acestea vor fi distribuite pe bază de proces verbal de predare-primire ștampilat de asociația de proprietari. Cererile însoțite de dovezi ale venitului, dar și componența familiei, ei trebuie depuse până cel târziu 20 noiembrie. Reprezentanții legale ai asociațiilor, președinte sau administrator, sunt invitați la sediul Dalkia Termo Prahova și nu numai. UAP-ul de asemenea are la dispoziție un număr de 1500 de formulare și același formulare se regăsesc și la SSC. Noi am primit de la SSC un număr de 8000 de formulare pe care îl distribuim. Pe 29 octombrie și Administrația Serviciilor Comunitare Ploiești demarează procedura de distribuire a formularelor pentru subvenția de căldură. Angajații serviciului îi sfătuiesc pe ploieșteni ca anul acesta potențialii beneficiari ai ajutorului să fie mai atenți când completează datele pentru a nu se repeta situația de anul trecut, când mai mulți ploieșteni au fost nevoiți să returneze banii. Începând cu data de 29-10, de se vor primi în continuare cereri. Am constatat din aplicarea legii că, mă rog, noi am fost obligați să facem un număr de vreo 11.000 de anchete sociale pentru verificarea veridicității celor înscrise de către solicitanți în cerere pentru acordarea ajutorului. Cu această ocazie am constatat că pentru vreo 3.000 de solicitanți va trebui să luăm măsura recuperării sumelor, pentru că, după părerea mea, cei mai mulți, din neștiință, nu au știut ce să necunoscând legea de ajuns, n-au știut ce să declare sau nu și-au declarat toate bunurile pe care le aveau în proprietate, chestia asta ducând la această măsură neplăcută. Anul acesta, cei care solicită subvenție vor fi consiliați de către angajații ASSC pentru a se evita greșelile din completarea formularelor. Să prezinte la depunerea cererii documentele justificative asupra veniturilor pe care le au, asupra componenței familiilor și să accepte să fie consiliați de către colegii noștri pentru a evita pe parcurs aceste situații neplăcute. Mai vreau să vă spun totuși că cele înscrise în cerere și în declarații le aparțin totuși în exclusivitate. Cât despre condițiile de acordare a ajutorului de încălzire, acestea rămân neschimbate. Vor primi subvenție familiile al căror venit net mediul lunar pe membru este de maximum 540,1 lei și persoanele singure care au venit de maxim 615 lei.